Suntem în Măgurele, la ELI, Extreme Light Infrastructure. Suntem în camera de control laser și pe geam vedem laserul de mare putere care este instalat aici. Acum o săptămână au fost teste intermediare pe care au demonstrat o putere de 3 petavați, cea mai mare putere în momentul acesta din Europa. Pentru sistemul de laser de mare putere, următorul obiectiv va fi puterea nominală de 10 petavați. Măsurătorile vor începe la începutul anului viitor. Cel mai puternic laser în momentul actual este 4 petavați în Coreea de Sud. Deci noi vom fi, peste un an, vom avea o putere de 2 ori și un pic mai mare. Avem 2 fascicule laser. Puterea maximă va fi de 10 petavați. Asta nu înseamnă că nu vor putea lucra unul la 1 petavat, unul la 10 petavați. Laserul funcționează pe un principiu care se numește CPA, Chirp Pulse Amplification, și care e metoda prin care se reușește să ajungă la aceste puteri incredibil de mari, fără a distruge lentile, oglinzi, medii active. Se pornește de la un puls foarte scurt, cu o energie foarte mică. Avem cristale laser, titanium safir, care sunt pompate, adică acumulează energie, iar pulsul principal, când trece prin aceste cristale, trage toată energia acumulată de cristal în el și este amplificat. Ne aflăm în camera experimentală de 10 petavați pentru experimente de fizică nucleară cu laser. În camera asta vor fi aduși cele 2 fascicule de 10 petavați ale laserului, vor fi aduse și focalizate de la o dimensiune, de la un diametru cam de 60 de centimetri, la o dimensiune cu mult sub grosimea firului de păr, pentru a crea niște densități de energie cum nu au mai fost create pe Pământ. Diferența de față de acceleratorii convenționali este că laserii pot să facă fascicule de intensitate de milioane de miliarde de ori mai intense decât acceleratorii convenționali și să producă reacții care nu se pot face pe Pământ, cum de pildă se întâmplă numai în supernove, în expozii stelare. Una din direcțiile de cercetare este formarea elementelor grele, cum este aurul, platina, uraniul. Avem aici cele mai mari cristale de titan safir. 200 de milimetri diametru. Prima oară în lume astfel de cristale. Un astfel de sistem încă nu există în momentul ăsta în lume. Aceste oglinzi o să preia fascicule care intră pe cele 2 ferestre care le vedeți acolo, intră pe niște tuburi de 1 metru diametru aproximativ și o să le trimită spre camerele experimentale. Aici avem un obiect unic, aici o să fie o oglindă cu o lungime focală de 30 de metri, care va focaliza laserul în prima cameră experimentală aceasta. Aici vor fi experimente de accelerare de electron la energie de gigaelectronvolt, de 10 de miliarde de electronvolți. Cerințele care le-am pus clădirii sunt ieșite din comun. Afară de, să zicem, radioprotecție, avem o cerință, a fost ca să fie o stabilitate în temperatură, în umiditate. Soluția aleasă a fost ca toată puterea să fie asigurată de energie verde. Deci avem un sistem de geotermal de peste 1000 de găuri, să spunem, în pământ, să ia temperatura de la 120 de metri, un fel de aer condiționat, dar asigurat de temperatura geo. Dacă vă uitați la pereții ăștia groși de beton, vedeți, 2 metri și de grosime de beton, ușile sunt groase cam de 2 metri și sunt făcute din beton greu pentru a opri radiația foarte energetică care se va produce aici cu laserii. Asta este o parte fascinantă cu lumina atât de blândă cum e lumina vizibilă, se poate produce o radiație atât de penetrantă încât să trebuiască 2 metri de beton pentru a opri. Pornirea laserului de la zero pentru 3 petavați durează undeva la o oră și ceva, spre 2 ore. În cazul în care însă sunt experimente care au nevoie de puteri foarte mari, intensități foarte mari, rata noastră de repetiție maximă este de un puls pe minut. Un puls pe minut este foarte mult. Laser de genul ăsta, adică cu puteri similare în clasa petavat, de obicei lucrează la câteva pulsuri pe zi. Laserul, ca de la o lumină obișnuită să ajungă la 10-a parte în puterea soarelui, sistemul este extrem de sofisticat și cere să fie extrem de stabil. Cerința a fost ca acea platformă de 2000 de metri pătrați să nu vibreze o diferență mai mult de un micron. 10 microni este grosimea unei foi de hârtie.
Această stabilitate este asigurată de arcuri și amortizoare, toată platforma e decuplată de restul clădirii și stă pe acest sistem de arcuri. Deci 100 de mii de tone stă pe un sistem de arcuri. Clădirea prin ea însă și este o realizare tehnică deosebită, este cea mai sofisticată, să zicem, clădire în domeniul acesta de cercetări cu laser.